Între oameni săi de încredere, între care se numără propriul său fiu, Dragoș Constantescu, fiul lui Zoe Petre Dan Petre, această uriașă manevră de diversiune pe care puterea încearcă să o pună la cale, nu va face decât să discrediteze, dacă mai era ceva de România, devenit în ultimii 2 ani un stat polițienesc, în care drepturile omului sunt vorbe în vânt, iar libertatea este ruinarea agriculturii românești. Nu este interesat de situația catastrofală a sistemului de sănătate din România și nu cheamă la ordine pe cei care ar fi luat. Deci am pus un ar în față. Informații, au venit oameni care au spus că domnule au luat. Noi n-am spus că am spus că ar fi luat. Și atunci să cercetez. A venit, ați văzut, am spus în memorandum, noi aveam informații. Am spus cu căruța de bani o să-i ducă să-i răstoarne în curtea primăriei și nu o să aibă domnul primar probleme, o să ia de acolo. Am discutat și la nivelul centralului nostru, am discutat și cu președintele partidului nostru, cu partidul nostru, am spus, dar domnul, cred.